Instalațiile de iluminat festiv și decorațiunile de sărbători au fost deja instalate în mare parte a orașului. Urmează amenajarea târgului de Crăciun de pe platou și a orășelului copiilor în crâng. În aceste zile suntem în febra pregătirilor pentru amenajarea orașului pentru sărbătorile de iarnă. În cazul iluminatului festiv ne-am mobilizat din timp astfel încât să încheiem procedurile de licitație în timp optim, astfel încât să fie montate absolut toate ghirlandele în municipiul Buzău. Totodată au început pregătirile pentru organizarea târgului de Crăciun. În ședința Consiliului Local din 23 noiembrie vom aproba și hotărârea de Consiliu pentru organizarea acestui târg, dar pentru a câștiga timp și a ne organiza mai bine, am lansat pe site-ul primăriei invitația agenților economici care doresc să participe la târgul de Crăciun de a depune o solicitare de principiu, i-aș spune. Se va face o selecție a intențiilor de participare în vederea închirierii căsuțelor și a celorlalte amenajări din târgul de Crăciun. De mâine vor începe și lucrările de amplasare a plasei de lumini care va acoperi platoul Dacia, unde va fi montat și bradul de Crăciun. Suntem în căutarea unui brad impunător pentru piața Dacia. Vom încerca și în acest an să optăm pentru un brad care provine din zona de Șes, întrucât aceștia sunt mai bogați și se prezintă mai frumos pentru a fi împodobit ca și pom de Crăciun. La obelis ar putea să fie instalat în premieră un pom de Crăciun artificial luminos de peste 10 metri înălțime, dacă acesta va fi pe placul edililor. De asemenea, la poarta crângului a început deja amenajarea unui decor inedit pentru buzoieni. Aici vom avea iarăși un element de noutate pentru municipiul Buzău. Va fi o fântână de lumini, așa se numește în limbajul de specialitate. De fapt, este o fântână, un element decorativ foarte mare cu un diametru undeva la 14 metri și o înălțime de 10 metri, care noi credem că va fi bine primită de buzoieni pentru că se va vedea de pe întreg bulevardul, fiind amplasată chiar la intrarea în Parcul Crâng. Copiii vor avea și anul acesta bucuria de a se da cu patinele în mijlocul târgului pe patinoarul artificial mobil care va fi instalat pe platoul Dacia.